scuze pentru mâncare, dar sunt prea obosită să mai pot găti. Măcar vă puteți preface, dezamăgiți? Oh, da, vrem mâncarea ta. Da, nu e la fel. E așa. Bine, astea nici măcar n-au fost cuvinte. Și legumele sunt prăjite. Ei înțeleg. Au. Ești bine? Oli a dormit cu mine. E frică de întuneric deodată. Se pare că lovește în somn și ciupește și mușcă. A fost distractiv. O să mă iau niște aripioare. Sunt la fel de bune ca chestia aia maro pe care o faci tu. Măcar spune-i pe nume. Pâine neagră. Ești murdar. Hai la curățat. Probabil vă întrebați de ce zâmbesc azi. Cu toții spuneți: hei, ce se întâmplă cu Charlotte? Sigur, las-o așa. Caleb, cântărețul la tubă, vine mâine să continuăm meciul de șah pe care l-am început ieri. Ne-am atins degetele când i-am atacat ura. Vai de mine, în public? Salut, ce faci, Fred? Cooper, ce faci aici? Îmi iau cina. Parcă ziceai că stai cu bunicul tău. Cum merge? A, îl știi pe bunicul. Nu, nu l-am cunoscut. Hei, Fred, mă duc să iau cartofi. Sesiunea de joc a fost intensă. Cooper, bunicul, bunicul, Cooper. Nu sigur ce se întâmplă, dar eu sunt Mason. E foarte derutat. O să te duc imediat acasă, bunicule. Fred, ce se întâmplă? Bine. Te rog să nu te pierzi. Mă întorc imediat. Bine. E un copil pe care l-am cunoscut la patinoar. Și ce cu tot ascunzișul? Nu am vrut să te cunoască. Ești prea drăguț. Mi-era să nu mă ignore ca să fie prieten cu tine. Dar nu ți-ai furat prietenul? Grădiniță, 14 mai. Eram prieten cu Kyle Trout până când ne-a făcut cunoștință la nisip. Mi-ai dat găleata ta. Kyle n-a avut o șansă. Fred, te desconsideri prea mult. Mai să nu fură niciun prieten. Ești de treabă. Cald Trut a fost de treabă. N-ai de ce să-ți faci griji. Poate că sunt puțin prea dramatic. Poate stăm mâine împreună. Dar nu mai fi așa drăguț. Stai calm, pot să opresc. O, stați! Lăsați-mă să o duc eu. Ajut o bătrână. Ești un monstru! Neața, Cami. Charlotte, cântăreț. La tubă. Mamă, știi foarte bine că îl cheamă Caleb. E în regulă, am o față foarte comună. Îmi pare rău, Caleb. Nu prea am dormit azi noapte. Oli tot nu doarme singur? Da, sărăcuțul de el suferă așa de mult. Hei, familie! M-am trezit! Bine, până aici. Chiar acum o să scăpăm de frica asta de întuneric. Sigur, după ce fac duș. Uite, o să intrăm acum amândoi în dulapul ăsta întunecat, ca să te convingi că nu e nimic de care să te temi. Bine, se pare că nu eram pregătită. Deci asta e familia mea. Abonați-vă pentru mai multe surprize și urmăriți Disney Channel.